dori ca să deschidem în același loc care a fost dat pentru ziua aceasta și să recităm versetele 13 și 14. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire, înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvintele pe care ni le spune Duhul lui Dumnezeu în dimineața aceasta aici, se potesc că-s cuvinte de o mare importanță pentru fiecare dintre noi. În primul rând, ele se adresează în mod personal fiecăruia dintre noi. Când spune te îndemn, pe cine? Pe tine. Nu spune vă îndemn. Este un accent foarte atent asupra acestei părți din Cuvântul lui Dumnezeu și aș dori ca să vedem că în momentul în care ne spune te îndemn, mai sunt și alte vorbe pe care le spune Apostolul Pavel lui Timotei tot în aceste epistole. Zice, te rog fierbinte. Te rog fierbinte. Deci este un îndemn și este o rugăciune fierbinte a Apostolului față de fiecare dintre noi, a Duhului lui Dumnezeu. Te îndemn pe tine, Mili, te îndemn pe tine, frate și soră. Ce ne îndeamnă? Întâi ne îndeamnă, ne spune că acest îndemn este îndat în fața a două mari solemnități. În fața lui Dumnezeu, în fața Creatorului nostru. Și despre care vreau să spun aici Cuvântul lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor. Adică Dumnezeul acesta care este Creatorul nostru, El este acela care poate să împlinească în viețile noastre orice năzuință pe care o avem sfântă înaintea Lui. Orice lucru sfânt pe care îl dorim pentru slava lui Dumnezeu, este singurul care poate să împlinească. El știe cum ne-a făcut și El știe ce trebuie să și cum să acționeze în viețile noastre ca să se poată împlini năzuințele noastre. A doua persoană care este prezentă în fața căruia primim acest îndemn este Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, despre care se spune că a făcut o frumoasă mărturisire. Ce frumoasă mărturisire a făcut Mântuitorul? Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut. Aceasta a fost mărturisirea pe care a făcut-o înaintea lui Pilat. În rest, așa cum s-a spus, Mântuitorul a tăcut. Deci stăm în fața Creatorului și stăm în fața Împăratului nostru, Împăratului veșnicilor, acela care s-a dus să pregătească un loc ca acolo, în împărăția aceea pe care El o are, să ne poată duce pe fiecare dintre noi. De aceea este de mare importanță îndemnul pe care Apostolul ni-l dă și care este acest îndemn să păzești porunca. Este dorința dumnezeirii ca noi să păzim cuvântul Lui. Este dorința lui Dumnezeu și este spre binele nostru, este spre fericirea noastră atunci când noi păzim cuvântul lui Dumnezeu. Legat de lucrul acesta, îmi aduc aminte de un loc din cartea prorocului Ieremia, acolo în capitolul 35, de la, în versetele 8 până la 10, vorbește că copiii lui Ionadab, fiul lui Recab, ei au înțeles că trebuie să asculte ceea ce tatăl lor le-a spus. Și mai mult decât atât,
ei trebuie să împlinească ceea ce Tatăl lor le-a spus. Să urmeze și să împlinească. Și îi spune, noi ascultăm, noi urmăm și noi împlinim. Iată, cred că aceasta este și datoria noastră a celora care suntem astăzi copii ai lui Dumnezeu. Să ascultăm ce ne spune Tatăl nostru, să urmăm ceea ce ne spune Tatăl nostru și apoi să împlinim ceea ce Tatăl nostru. Adică în viața de fiecare zi să fim împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu. Dar aș dori ca legat de acest lucru a păzirii poruncii să mă refer punctual în ce privește viața de familie la păzirea acestor porunci a vieții de familie pe care Dumnezeu i-a lăsat în Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Efeseni că Dumnezeu a dorit ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea lui nespus de felurită, înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar biserica la rândul ei ea este formată din celule, aș putea spune, adică din familii. Fiecare familie este o celulă a bisericii lui Dumnezeu. Este o biserică în miniatură și Dumnezeu dorește ca domniile și stăpânirile să poată privi în fiecare familie, în fiecare biserică în miniatură, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu în alcătuirea acestei familii, în armonia care poate să existe în această familie. Vrem ca să avem biserici puternice, biserici sănătoase, biserici care să crească. Dar toată această dorința noastră depinde de fiecare familie în parte, depinde de fiecare dintre noi în parte. Nu poate ca o biserică să crească atâta timp cât o familie ea nu crește în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, ea nu crește în părtășia cerului, ea nu se ridică deasupra tuturor valorilor și nu se ridică la înălțimile cele mai înalte ca să poată să trăiască împreună cu Domnul Iisus Hristos în locurile cerești, ascunși în Domnul Iisus Hristos. În felul acesta, trăind fiecare familie cât mai aproape de Domnul Hristos, cât mai aproape de perceptele Cuvântului lui Dumnezeu, trăind cât mai aproape de sfințenia pe care cerul o dorește, aceste familii vor putea să dea viață bisericii în care ei trăiesc. Dumnezeu a creat familia și ea este un atribut al lui Dumnezeu. Aș vrea să spun că este foarte interesant felul în care Dumnezeu a conceput toate lucrurile. Felul în care a conceput familia, felul în care a conceput relația dintre Domnul Hristos și biserică. A fost Adam întâi și apoi Eva. A fost Mântuitorul întâi și apoi a fost biserica. Iată, de aceea este o mare importanță a vieții de familie. Lucrurile se aseamănă între, în familia creștină cu ceea ce înseamnă biserica și Domnul Hristos. Dacă Eva a apărut după ce a fost o operație în trupul lui Adam, așa a apărut și biserica după ce a fost o jertfă din partea Domnului Iisus Hristos. De aceea familia și biserica sunt priveliștea în cerului întreg. Familia este un model pentru biserica Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu dorește ca prin familie toate stăpânirile din locurile cerești să poată să deslușească înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Iată întrebarea care am putea să o punem și care se pune în mod normal, logic, în dreptul acestui capitol al familiei. De ce nu se ridică familiile de astăzi la înălțimea la care ea a fost creată odată de Dumnezeu? De ce?